introdus acel portofoliu educațional și inclinațiile copilului vor fi observate de vreme. Mă bucur că s-a majorat numărul de consilieri școlari, pentru că până acum era un număr de consilieri școlari insuficient. Acum avem un consilier școlar până la 800 de elevi. Și mai avem o dispoziție care pe mine m-a preocupat și mă chinui cu ea de vreo 2 ani de zile să o fac lege, e blocată în Camera Deputaților, anume aceea că atunci când un profesor hărțuiește elevi și săvârșește infracțiuni de natură sexuală, să nu mai stea la catedră. Să vă spun ce se întâmplă în România zilelor noastre. Dacă un profesor hărțuiește o elevă sexual, subliniez acest lucru, chiar dacă există dosar penal, chiar dacă este începută urmărirea penală, chiar dacă este inculpat acel profesor, profesorul respectiv, stimați colegi, rămâne la catedră. Rămâne la catedră, el la catedră, eleva în fața lui, și să nu vă imaginați că acel elev mai poate să facă ceva sau că nu va fi timorat sau că va îndrăzni să se mai susțină punctul de vedere pe undeva. Mă bucur că Ligia Deca a reușit să convingă coaliția și să avem această inițiativă preluată în legea educației, în sensul în care profesorul care a hărțuit nu mai stă la catedră, este suspendat de la catedră pe perioada în care se judecă dosarul. Dacă la final hotărârea judecătorească îi dă dreptate și înapoi salariile și reia locul, toate drepturile îi se dau retroactiv. Dar altfel, dacă vrem să ne protejăm elevii, dacă vrem să protejăm noua generație de toate abuzurile care se pot întâmpla, nu avem voie să mai ascundem acest gunoi sub preș. Vreau să vă dau o veste bună. O lege foarte importantă, de asemenea pentru generația tânără, a trecut prin Senatul României și mulțumesc lui Cristi Țăgărlan și colegilor din Senat. A fost un vot unanim pe legea prin care se restricționează publicitatea pentru jocuri de noroc, pariuri sportive și păcănele. Până acum, dacă ieșiți acum pe bulevard, o să vedeți că lângă fiecare școală, la 50 de metri, 100 de metri, găsești câte un spațiu unde elevul când iese din liceu, merge cu rucsacul în spate și se duce și joacă la păcănele. Este România în care trebuie să facem ceva. Vă spuneam de legea aceasta care a trecut prin Senat, votată de toate partidele politice, de la PNL, PSD, UDMR, AUR și USR, o lege prin care, am să vă spun exact, se interzice comunicarea comercială pentru activitățile de jocuri de noroc pe tot timpul zilei. De la 6 la 23. Nici un minut în timpul zilei, copiii nu vor mai fi supuși acestei reclame agresive care să îndemne să joace la pariuri, să joace jocuri de noroc sau să meargă la păcănele, cu atât mai mult cu cât vă spun că conform unui studiu, tinerii de 16 ani, în proporție de 25%, joacă jocuri de noroc pe bani. De asemenea, s-a limitat dimensiunea panourilor publicitare la 30 de metri pătrați și un amendament bun al UDMR interzice reclama la jocuri de noroc de către persoane cu influență. Acele persoane cunoscute, celebre, care astăzi sunt pe toate posturile de televiziune și promovează agresiv jocurile de noroc. Un alt proiect, la care tot împreună cu colegii senatori am făcut amendament, este cel legat de spațiile unde se desfășoară jocurile de noroc, păcănele și așa mai departe, în proximitatea școlilor, a grădinițelor, a locurilor de joacă, a instituțiilor de credit, să fie interzise aceste spații în proximitatea, repet, a școlilor, locurilor de joacă, grădinițelor, spațiilor culturale, să fie mai aproape de 300 de metri. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că toate aceste spații vor fi spre marginea orașului.
Pentru că astăzi, lângă orice școală, veți găsi genul acesta de incintă și deși nu au voie tinerii sub 18 ani, dacă veți intra oricare dintre dumneavoastră, fără cameră și fără microfon, într-un asemenea loc, veți constata că sunt tineri sub 18 ani în acele spații, care fumează, care beau, care nu sunt, conform legii, înregistrați în acele registre, iar lucrurile acestea nu mai pot fi necontrolate. Ca atare, din punct de vedere legislativ, s-au luat aceste măsuri de restricție și sper, sunt convinsă că și colegii mei din Camera Deputaților, și Călin și Florin, vor sprijini demersurile de restricționare a unui flagel care a cuprins întreaga România, de la rural până la urban mare. În altă ordine de idei, Partidul Național Liberal lucrează acum în mod accelerat la ajustarea programului de guvernare în sensul în care ne dorim îmbunătățirea diverselor politici publice. Eu am lucrat pe pachetul pe natalitate. Sunt câteva inițiative legislative pe care vreau să vi le prezint în premieră, foarte pe scurt, pentru că în perioada următoare le vom detalia în conferințe de presă. Însă vreau să vă dau câteva măsuri gândite de noi, care să ajute societatea, familiile tinere și copiii în perioada imediat următoare. În primul rând, ne-am gândit la un proiect care să ofere gratuitate la transport pentru femei gravide. De ce vă spun că este foarte important acest proiect? Pentru că rezultatele recensământului, cele parțiale prezentate public, arată un declin al populației în România și ne arată că autoritățile publice trebuie să ia o reacție, o măsură imediată. În 2022, adică anul trecut, s-au născut cei mai puțini copii din ultimii 134 de ani în România. Adică aproape 158.000 de nou născuți. Ca atare, femeile însărcinate și familiile tinere trebuie obligatoriu ajutate, încurajate. Gratuitatea presupune stimularea natalității și e firesc să punem la punct genul acesta de infrastructură socială care ajută femeia să ducă sarcina până la capăt. Iar aici, la acest capitol, se înscrie și mobilitatea gravidelor. Și vă dau un exemplu ca să înțelegeți cât de important este transportul gratuit pentru femeile gravide din toate mediile. Gândiți-vă că majoritatea femeilor din mediul rural se deplasează în orașul din proximitate pentru serviciile medicale din timpul sarcinii. Da? E, pentru a se duce de la rural la urban, avem 43,6% din populația României. Asta e populația din rural. Gândiți-vă cam câte femei gravide fac exercițiul acesta de a merge de la rural la urban pentru a-și face analizele, pentru a-și bifa serviciile medicale de care au nevoie. În al doilea rând, avem nevoie de flexibilizarea programului pentru părinți. Există măsuri pentru reducerea și flexibilizarea programului de muncă în cazul părinților cu copii mici în întreaga Europa. Există și o directivă europeană în acest sens din 2019 și în România trebuie să găsim această formulă ca familiile cu copii sub 8 ani de zile, așa cum sunt tratate familiile cu, 8 ani, cu copii sub 8 ani de zile în Europa, să aibă un program flexibil. De exemplu, să poată lucra mama care are un copil sub 8 ani de zile de la domiciliu un anumit număr de zile pe lună, fără să fie taxată la salariu și așa mai departe. Vom discuta toate aceste măsuri și vom veni cu soluțiile în spațiul public. Mai avem, de exemplu, o propunere care s-ar putea să vi se pare inedită la prima vedere, dar vă spun că e foarte importantă pentru psihicul unei femei. Protecția unor femei contra demiterii sau concedierii în cazul avortului spontan. Poate vi se pare puțin lucru,
Dar teama de consecințele profesionale în cazul unui avort, în cazul unui avort spontan nu trebuie să fie niciodată un obstacol pentru familiile tinere în încercarea de a obține o nouă sarcină. Femeile care știu că sunt însărcinate, statistic în România, au o rată de avort spontan de aproximativ 10% până la 20%. Pentru acele familii, pentru acele femei, angajatorul trebuie să-i asigure o perioadă protecția locului de muncă. În afară se vorbește de un termen de 2 luni, în Europa Occidentală, de exemplu, un termen de 2 luni. În România vom vedea care este intervalul de timp optim pentru a proteja această femeie, pentru că, din păcate, să știți că avortul spontan este o traumă extraordinar de puternică pentru foarte multe dintre femei și este depășită cu greu. Acum, vreau să vă asigur de tot suportul pe care Senatul României îl poate da în materie de legislație. Nu odată, colegii de la Maramureș au venit cu propuneri foarte bune pentru comunitatea din Maramureș, pentru diversele categorii socioprofesionale din Maramureș, astfel încât prin legislație să putem acoperi acele hibe și să asigurăm o coerență și o bunăstare în funcționarea acestor categorii socioprofesionale. Vă asigur și eu, ca președinte interimar al Senatului, că voi pune umărul în susținerea acestor inițiative legislative și în toate proiectele legate de Maramureș. Eu o să vă stau la dispoziție cu răspunsuri la întrebări după ce, da, după ce Nicoleta își va prezenta. Doamna Paulu, vă rog. Proiectele. Bună ziua, mulțumesc mult de tot pentru oportunitate, mulțumesc pentru invitație, domnule președinte, stimați colegi din Parlament, domnul și domnul. În momentul în care mă pregăteam să vin spre Maramureș, și fata mea mă întreabă, zice, mami, dar unde mergi? Și am spus, la Maramureș. Și nu ții un costum popular cu tine? Deci iată că la un copil de 12 ani, imaginea dumneavoastră, județului dumneavoastră, este aceea de tradiție, de respectarea tradițiilor. Și ceea ce am văzut astăzi și în cuvântul dumneavoastră este că nu numai tradiție, ci respectați și sunteți una din acele organizații care faceți ceea ce ați promis în 2020, modernizați România. Și pentru asta eu vă felicit. Vedeți, sistemul de sănătate, pentru că ați vorbit despre spitale, este un obiectiv pe care Partidul Național Liberal și l-a asumat. Iar eu, în Parlamentul României, sunt președintele Comisiei de Apărare și, în același timp, în calitate de parlamentar de Ilfov, de senator de Ilfov, aș spune că, pentru mine, sistemul de sănătate este o miză personală. Nu este doar o luptă politică, în momentul în care vorbesc despre sistemul de sănătate, este cruciada mea personală, pentru că am sute de ore întâlniri cu oameni care au suferit sau au primit acest diagnostic și îi ajut atât cum pot, atât cu discuții, cât și cu inițiative legislative, să depășească acest moment. Pentru că dacă pentru mine Dumnezeu a înțeles să mai îmi dea o șansă, atunci am înțeles exact care mi este misiunea în Parlament. Și misiunea mea în Parlament este să fac legi pentru bolnavii de cancer, pentru aparținătorii acestora și pentru supraviețuitorii de cancer. Pentru prima dată în România, în 30 de ani de zile, avem un plan, o lege, un plan de luptă împotriva cancerului. Un document care pune în practică planul european de luptă împotriva cancerului pe cele 4 piloni importanti, e vorba de prevenție, diagnostic, tratament și calitatea vieții. Prevenția este extraordinar de importantă și atunci cred eu că aici fiecare dintre noi își poate aduce contribuția pentru că trebuie să învățăm pe românii noștri să meargă la doctor. Teama de ce poți afla în momentul în care mergem la doctor poate fi foarte bine comunicată că parcursul, ceea ce simți în momentul în care primești un diagnostic de cancer este, aș spune, acea lovitură de ciocan. Este momentul în care realizez că în lupta cu acest diagnostic ești singur.
Și atunci, împreună cu dumneavoastră, presa, trebuie să le spunem oamenilor că trebuie să mergem la doctor, să ne facem acele analize elementare care ne vor da puterea să mergem și să ne cunoaștem pe noi mai bine și să luptăm cu orice diagnostic, fie că e vorba de cancer sau alt diagnostic. Deci, în Parlamentul României sunt unul dintre inițiatorii acestui document extraordinar de important care schimbă total paradigma și aduce pacientul în mijlocul sistemului de sănătate. Tocmai pentru că știu exact ce simte un pacient de cancer și de ce are nevoie în acele momente, care sunt armele care îl ajută să meargă mai departe, am inițiat o serie de proiecte legislative. Este vorba de primul lucru pe care, prima lege pe care am inițiat-o și a fost votată în unanimitate și pentru asta le mulțumesc și colegilor care sunt astăzi aici, este 45 de zile libere pentru aparținători în momentul în care pacientul merge la tratament. Fiecare proiect de lege al meu are în spate o poveste, iar aceste povești ale pacienților oncologici sunt traduse în lege. Această lege, aș spune eu, și are istoria într-o doamnă care era lângă mine în momentul în care făceam chimioterapie și după ce și-a terminat tratamentul, sună pe cineva din familie și spune, vină și mă ia. Dincolo, membru de familie spune, nu pot pentru că mai am încă de lucru. Gândiți-vă că un pacient oncologic, în momentul în care îi spui că îl iubești, are nevoie de ca acel te iubesc să fie atunci, în momentul în care nu poți să mănânci, în momentul în care nu poți să te ridici, în momentul în care tu vrei să pleci de la doctor spre casă. Și atunci această inițiativă vine să rezolve, să-i creeze sprijinul moral pacientului oncologic. Mai departe, în lupta cu cancerul, ai nevoie și de un organism puternic. Legătura între corp și minte trebuie să fie foarte puternică. Pacientul trebuie să fie motivat să meargă mai departe. Cum îl ajutăm? Prin consiliere psihologică. Trebuie mers la specialist, ca specialistul să-l ajute să-și găsească resortul în el, să-și găsească visele.